activare puternică pentru a atrage lucrurile pe care noi, frecvența de vibrație a ceea ce dorim să manifestăm. Da, ni le-am imaginat, le vizualizăm, le-am scris pe hârtie, dar trebuie să le și materializăm. Anul acesta, datorită și configurației astrale în care suntem în acest moment, acestor valuri puternice astrale, acestor retrogradări, poarta leului este supraalimentată. Ei, parampam, de ce casc și încurg lacrimile după meditație? Draga mea, Ana, da? Pentru că asta e curățare, da? Lăcrimarea, căscatul în primul rând, lăcrimarea, strănutul, tusea, cursul nasului, sunt acțiuni care au loc în urma procesului de purificare, de curățare. Ești într-un proces de purificare, de curățare, așa că nu vă panicați când se întâmplă aceste lucruri. Într-adevăr, cei care lucrați cu mine de mai mult timp știți că sunt meditațiile foarte puternice și mă bucur că treceți prin aceste și că vi se întâmplă lucrurile astea. Lăcrimați, căscați, vă curge nasul, strănutați, totul este absolut normal. Ok, haideți să mergem mai departe ca să ne deschidem, să primim noi fluxuri din aceste coduri de lumină și să ne activăm potențialul nostru divin, da? Să stabilim... Da, 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 puteți să faceți duș după meditație, sigur că da, să ne stabilim intenții puternice aliniate cu scopul, să ne aliniem la scopul sufletului. Acum o să activăm puterea, abundența, manifestarea, energia cosmică, da, care curge între tărâmul spiritual și cel fizic. Ok, dragii mei. Acum puteți să aduceți alături de voi, dacă aveți și listuța cu intențiile voastre, cu afirmațiile voastre, cu dorințele voastre sau listuța care o aveți de la programul Rescrieți Viața, puteți să folosiți acea program, acea listuță. Vreau să închideți ochii și să-i țineți închiși pe tot parcursul acestei meditații. Suntem în continuare conectați la sinele nostru superior, la soarele nostru auriu de deasupra capului. Haideți să inspirăm și să expirăm profund. Să ne reconectăm la sinele nostru suprem, la acel soare auriu, acel punct auriu, acea sferă aurie strălucitoare de deasupra capului. Acela e soarele sufletului nostru, este supra-sufletul, sinele superior, sinele înalt, sinele hristic, mi se mai spune. De câte ori ne închipuim, ne imaginăm, vizualizăm acest soare auriu deasupra capului, această sferă auriu. Ne aliniem mai puternic, suntem mai aproape de esența noastră divină. Suntem mai aproape de misiunea sufletului. Suntem mai conștienți de energia sufletului. Și cu cât facem mai des această conexiune cu sinele superior, primim mai ușor lumină și binecuvântările după care tânjim. Inspirăm și expirăm profund. În aceste momente, în acest portal, primim o împingere energetică, aș putea să-i spun.
primim o atenționare, un impuls de la sinele nostru superior, menit să ne ajute să atingem un punct critic de cotitură, mai ales dacă nu ne-am descoperit misiunea personală. Cerem să fie alături de noi puternic, activ, ghizii noștri personali. Și le cerem să ne ajute, să ne aliniem energia cosmică a acestui moment. Cerem ghizilor noștri personali, spirituali, îndrumători, și vindecători să ne pregătească, să ne ajute să ne deschidem pentru noile binecuvântări. Dacă aveți alături de voi cristalul sau cristale curate, puteți să le luați în mână, să le țineți în mâini. Inspirăm și expirăm profund. Ținem ochii închiși pe tot parcursul acestei meditații. Și ne conectăm la casa sufletului, la inima noastră. De acolo începe sufletul nostru frumos și infinit. Inspirăm și expirăm profund. Și simțim cum din sfera aurie solară de deasupra capului simțim cum prin ea curge lumină, energie și putere de la soarele Sirius. Lumina și energia trec prin sinele nostru superior. Intră prin creștetul capului și ajung în inima noastră, în sufletul nostru și în aura noastră. Simțim cum această energie se mișcă prin pieptul nostru și îi permitem acum să iasă afară prin chakra inimii. Inspirăm lumină. Inspirăm lumina Sirius de la sinele nostru superior prin creștetul capului. O aducem în chakra inimii. Și pe expirație o trimitem în afară. O revărsăm în afară, peste cristalul sau peste cristalele noastre. Inspirăm lumina lui Sirius și prin chakra inimii o expirăm în camera noastră. O expirăm peste obiectele fizice pe care le avem, de care ne bucurăm și printre care trăim. Inspirăm lumina solară prin creștetul capului, o aducem în chakra inimii și prin chakra inimii o expirăm în afară.
Trimitem lumina în lista noastră cu dorințe. Trimitem această lumină solară în fiecare afirmație. Inspirăm lumina solară prin creștetul capului și o trimitem din chakra inimii. În prima noastră dorință, în prima afirmație. Putem vizualiza cum această lumină atinge jurnalul nostru, atinge agenda noastră sau foaia pe care am scris. Afirmația noastră, intenția, dorința prinde viață și se umple cu lumină. Inspirăm și expirăm profund. Aducem lumină de la soarele Sirius prin creștetul capului. O aducem în chakra inimii. Și prin inimă o expirăm în a doua dorință, a doua afirmație din caietul nostru. Expirăm lumina solară prin creștetul capului, o aducem în chakra inimii. O expirăm în afară, pe a treia dorință, a treia afirmație din caietul nostru. Puteți chiar să rostiți ușor fiecare afirmație a voastră care primește lumina solară. Primim lumină prin sinele superior, de la soarele Sirius. Prin această lumină ne conectăm la el. Ca și cum dăm mâna cu Universul. Inspirăm lumină și o aducem în fiecare afirmație din caietul nostru. Ne închipuim cum lumina atinge rândurile pe care noi le-am scris. Foaia pe care am scris afirmațiile noastre. Lăsăm lumina să curgă în jurul nostru, în locul în care trăim. Aducem lumină pe inspirație de la soarele Sirius. Și expirăm prin inimă în jurul nostru. Lăsăm lumina să curgă. Să umple patul nostru, dacă suntem așezați pe pat, acolo unde stă corpul nostru. Vizualizăm cum lumina curge în jurul nostru. Ca și cum corpul nostru este vasul prea plin al Universului. Trimitem tot mai multă lumină solară în jurnalul dorințele noastre. Trimitem tot mai multă lumină solară în afirmațiile noastre.
Jurnalul nostru, foaia pe care am scris afirmațiile, este ca un creuzet, este ca un bol, reprimește lumina divină. Fiecare intenție în parte se luminează și se activează. Fiecare afirmație în parte se luminează și se activează. Cerem ca această lumină să activeze toate proiectele noastre. Toate programele noastre. Toate șabloanele noastre. Cerem ca întregul nostru corp să fie vindecat, să primească codificarea luminii. Și corpul nostru să fie ridicat, realiniat la codurile de lumină ale noului an galactic, care începe din acest moment. Permitem ca noile coduri de lumină să fie descărcate din soarele Sirius către noi, să coboare în inimile noastre, în chakra inimii noastre. Să curgă prin tot corpul nostru. Să-l vindece. Să umple tot corpul nostru. Să umple toată aura noastră. Cerem ca lumina lui Sirius să inunde spațiul din jurul nostru, din afara noastră. Să inunde toată realitatea noastră exterioară. Cerem ca de acum înainte, lumina lui Sirius să meargă înaintea noastră. Să coboare în locurile în care noi muncim. Să ne deschidă misiunile personale care sunt închise în acest moment. Să curețe toate blocajele karmice. Care ne împiedică sănătatea. Prosperitatea și relațiile armonioase. Cerem ca lumina lui Sirius să meargă înaintea noastră, în acest an galactic, care începe acum, și să deschidă toate drumurile. Să ne împingă doar pe căile pe care trebuie să pășim. Și să ne lumineze misiunile personale, oricât de întârziate ar fi ele. Inspirăm și expirăm profund. Atragem lumina solară a lui Sirius. Îi cerem să treacă prin noi, prin tot corpul nostru. Și să coboare prin picioarele noastre, prin tălpile noastre, în miezul cristalin al pământului.
pe măsură ce suntem puternic conectați la miezul pământului. O spirală luminoasă începe să se activeze din soarele Sirius. Coboară în jos prin sinele nostru superior. Intră prin creștetul capului în corpul nostru. Se activează tot mai mult. Coboară prin picioarele noastre până în miezul pământului. Alinind pământul și cosmosul. Unificând aceste energii în realitatea noastră. Acest moment ni se oferă acces la întreaga creație, sunt activate toate darurile pe care am ales să le purtăm și să le folosim în această realitate fizică exterioară. Primim noile coduri ale luminii. Din această coardă, legătură, spirală de cristal, care ne conectează la Sirius și la Mama Pământ. Inspirăm și expirăm profund. Această activare ne-a ridicat în frecvența înaltă a iubirii. Și acceptăm lumina vindecătoare a lui Sirius. Deoarece ea ne activează semințele potențialului sufletului nostru. Activează corpul de lumină și natura noastră cuantică multidimensională. Activează ADN-ul și forțează ieșirea la suprafață a adevărului ființei divine de lumină care suntem. Această lumină a lui Sirius curăță și echilibrează chakrele noastre. Regenerează lumina sufletului nostru. Ajută la recuperarea părților de suflet. Și aduce o schimbare profundă în inima noastră, în chakra inimii. Această lumină a lui Sirius curăță și împrospătează energia sufletului pe care deja o purtăm în interiorul nostru. Prin această lumină a lui Sirius avem acces la ghizi, îngeri și maestri înalțați, mult mai ușor. Se activează
profund conexiunea cu sinele nostru superior. Se trezesc corpurile subtile. Se activează puternic conexiunea spirituală cu sinele nostru, divin, cristic, cu sufletul nostru, cu monada noastră, puternica prezență eu sunt. Acum se activează puternic prin lumina lui Sirius, poate chiar deranjant, misiunea personală, cel mai înalt scop al sufletului nostru. Pur și simplu este suficient să ne relaxăm și să ascultăm ceea ce are să ne spună sufletul. Ne putem conecta ușor la frecvența solară, cristalină, vindecătoare și plină de iubire a sufletului nostru, deoarece prin el, de la sinele superior, vine singura vindecare. Doar de la suflet vine cea mai mare putere și lumina cea mai înaltă. Și ne putem conecta posibilitatea infinită care se află în interiorul nostru. În funcție de fiecare suflet, indiferent că vrei să-ți cunoști sufletul pereche, să-ți întâlnești sufletul pereche, indiferent că vrei să te vindeci, indiferent că vrei o prosperitate mai mare, o bunăstare mai mare, în acest moment, prin lumina lui Sirius și a sinelui tău superior, se activează ceea ce cauți, ceea ce îți dorești, ca să devii ceea ce ai ales să fii pe această planetă. Acum te alegi. Te aliniezi vibrațional cu ceea ce cauți. Pentru că ceea ce cauți caută să se exprime prin tine. Inspirăm și expirăm puternic. Lăsăm ca lumina lui Sirius să curgă în continuare prin noi cât timp este necesar, să curgă în dorințele noastre, în intențiile noastre, în lucrurile noastre, în corpul nostru, în spațiul nostru, o trimitem în relațiile noastre, o trimitem în situațiile karmice, care au nevoie de mai multă lumină, de conștientizare și de vindecare, ca să înceteze, să se echilibreze, să se vindece. Inspirăm și expirăm profund.
Și atunci când suntem pregătiți, revenim în cameră și deschidem ochii. Dragii mei, dragi, am primit podurile de lumină, am primit lumina, îi permitem în continuare să curgă, pentru că aceste activări, nu știm fiecare cât a primit, fiecare cât a accesat, în funcție de starea de conștiință a fiecăruia, în funcție de nevoile fiecăruia, în funcție de ce vrea sufletul prin fiecare, pentru că avem misiuni diferite, avem lucruri diferite de făcut, dar toate sunt sub umbrela iubirii. Pur și simplu, aceste lucruri, aceste meditații, ori de câte ori le veți repeta, oricând în acest an galactic, pentru că de acum începe nou an galactic de 12 luni până la următorul portal, aceste meditații, aceste activări, da, vă vor, și de câte ori le veți face, vor fi reactivări și reactivări, reactivări, să vedeți mai adânc în esența sufletului vostru, să vă conectați mai puternic la sufletul vostru implicit, la suprasuflet, la sinele superior, să ne înțelegem scopul pentru care suntem aici, să ne descoperim misiunea personală, să ne scufundăm mai adânc în acel spațiu interior, de unde avem nevoie, da, să ne extragem, să ne extragem puterea, acea, să accesăm acea posibilitate infinită, da, despre care am vorbit, care se află în interior. Ei bine, de câte ori vom face această reactivare și vom asculta această meditație, se vor deschide porți prin împământările, prin trecerea luminii și conexiunea, acel pod de lumină care s-a creat între noi și steaua solară Sirius și inima mamei Pământ, s-a făcut legătura Pământului, da, cu cosmosul și, practic, intrăm în legătură, da, cu energia vindecătoare a Pământului, ne împământăm ca să putem să materializăm, să manifestăm, ne împământăm ca să putem să aducem în planul fizic misiunea noastră personală, ne curățăm centrele energetice și, bineînțeles, că începem să mișcăm, da, acea energie care stă a scopului, sămânța sufletului nostru, care stă latentă și este netrezită în interior și, practic, această lumină vine ca să ne trezească această casă a sufletului, ca să ne împlinim misiunea, să binecuvântăm, să ne vindecăm, să iubim, să facem ceea ce și-a propus fiecare, să hrănim, să facem ceea ce și-au stabilit sufletele noastre înainte de întrupare, să găsim ceea ce căutăm, pentru că atunci când nu este împlinită misiunea noastră, tot căutăm. Tot vrem anumite lucruri, ne tot dorim anumite lucruri exterioare, crezând că ele vor umple golul. Vor umple golul, vor lumina calea, ne vor face fericiți, ne vor liniști sufletul, ne vor aduce pace în suflete, tot căutăm în exterior și tot căutăm să acumulăm, crezând că odată și odată o să ne simțim acasă. Și o să ne simțim împliniți și o să ne simțim că e bine. Dar cu cât ne umplem de aceste obiecte și chiar dacă pe moment ne bucurăm atunci când materializăm ceva în planul fizic, dacă nu este o dorință a sufletului împlinită, dacă nu ți-ai găsit menirea, bineînțeles că energia sufletului tău, prezența sufletului tău în continuare te va agasa, în continuare va ieși la suprafață ca să te atenționeze, să se exprime prin tine, să ajungă la ceilalți prin tine, să se reunească cu tine, să ți se facă cunoscută, să te trezească ca tu să ajungi acolo unde ți-ai propus să fii.
veți lucra în continuare cu hârtiuța, puteți să lucrați în continuare. Deci puteți să o ardeți, puteți să o lucrați, dar este mai ușor atunci când faceți meditația și o aveți în față. Ei bine, puteți să aduceți acele energii în hârtia voastră, în agenda voastră. Puteți să le scrieți. Eu sunt de părere că acele intenții trebuie să rămână scrise, dar nu e neapărat nevoie să le ardem, mai ales cei care lucrăm în acest program. Avem nevoie de intențiile scrise, nu trebuie scarse. Agenda nu o ardem, nu o aruncăm undeva, da? Nu scăpăm de ea imediat. Deci trebuie să ne folosim de ea, da? Ce să vă spun, un portal binecuvântat, o deschidere, activare binecuvântată, fie ca toți cei care ați fost aici și ascultați această meditație să primiți și să ajungeți acolo unde trebuie să ajungeți, să fiți luminați, să vă găsiți toate răspunsurile așa cum trebuie și cum este menit să vi le găsiți, să vă aprofundați conexiunea cu sufletul și cu supra-sufletul, cu sinele superior. Îmi cer scuze dacă am fost un pic acidă mai devreme cu doamna care era grăbită și încerca să ne grăbească pe toți, toate că eram 700 de oameni în eveniment. Faptul că vă grăbiți și nu aveți răbdare arată cât de deconectați și cât de scindați sunteți de sufletul vostru. Și este bine să știți acest lucru odată pentru totdeauna. În momentul când nu mai ai răbdare, când bați din picior și te grăbești și nu ai timp să asculți, ești pe cea mai greșită cale. Ești în cel mai jalnic compromis. Graba înseamnă frică. Aia este energia în care te scalzi. Și acolo unde este frică, nu există iubire. Paharul cu apă îl consumați. Graba duce spre final, depinde spre care final. Spre un final infinit, un final fericit, da? Și firesc. Sau un final forțat, pentru că așa cum știm de multe ori, sufletul care nu își împlinește misiunea și este într-o frustrare continuă și n-a reușit cu ajutorul personalității să-și găsească, să-și împlinească misiunea, până la urmă se extrage din corp. Ok. Nu, poate n-a trebuit să fim 800. Așa a fost. Am fost 760 și 770 de oameni. Așa a trebuit să fim, da? Suntem într-un an de 7. Nu, e, toți cei care au trebuit să ajungă, știu că mulți dintre voi nu sunteți acasă, mulți ați ajuns mult mai târziu. Uite, acum e 666, da? Nu, e fiecare, merge în ritmul lui și suntem acolo unde trebuie să fim fiecare. Ok, dragii mei, acum o să găsiți și lecția 8 în grupul Succesul Sufletului de la acest program de 8 săptămâni. Vedeți câte cifre de 8 se învârt în jurul nostru? Probabil n-am fost atentă, nu m-am uitat mereu. Și eu vă mulțumesc pentru participare. Și noi, cei care suntem în grup și cei care ați ales să fiți în grupul Succesul Sufletului împreună cu mine și cu cei câteva sute care urmează acest program de 8 săptămâni, o să lucrăm în continuare cu... Da, așa este. Nu, codul de lumină este al fiecăruia. Fiecare a primit o activare specifică pentru el. Da? Voi puteți să oferiți lumină. Da, puteți să oferiți lumină din inimile voastre ca să luminați anumite situații, să luminați anumite circumstanțe, să luminați anumite acțiuni, să luminați anumite obiecte, da, să luminați începutul la ceva, când vă pregătiți să faceți ceva, puteți să trimiteți lumină prin sufletul vostru către cineva, dacă vreți să fie luminat și să fie binecuvântat. Deci puteți, da, să da, intrați pe Facebook, căutați grupul Succesul Sufletului și cereți înscrierea, da?
Vă pun încă o dată adresa mea de mail în cazul în care nu găsiți grupul. Gata, v-am scris adresa de mail anluis.terapeut@gmail.com, eu sau cineva din echipă, mai puțin probabil că nu o să fiu eu, eu o să plec acum, cineva din echipă o să se ocupe, să vă dea acceptul.